Așa. Neața, neața. Ați văzut calculatorul ăsta, cel puțin cred că l-ați văzut, încă nu știu, dar cred că am publicat clipul înainte de ăsta. Astăzi o să facem ceva foarte, foarte tare. Este partea a doua, după cum am spus, în clipul în care am asamblat PC-ul. O să asamblăm un setup întreg de streaming de la Elgato, Corsair Elgato, full. Tot va fi de la Elgato, de la lumini, la facecam, la microfon, la... Bineînțeles, microfonul Wave 3. O să discutăm despre toate oricum, așa cum o să le instalăm. Avem două cam link-uri 4K pentru camerele mele. Avem un Stream Deck, cât și deja, dacă ați văzut PC-ul după cum am spus, avem un 4K 60, o placă de captură internă deja instalată în PC. Nu mai pierdem vremea, hai să ne apucăm să instalăm ce avem de instalat. Prima și prima dată o să începem cu luminile, pentru că sunt cele mai mari și vreau să le găsesc locul lor prima dată, după care o să punem microfonul și ce mai avem, dar am nevoie de un cutter. Avem două keylight-uri de 2800 de lumeni aici pe masă, LED-uri controlabile full de pe Stream Deck. Partea de configurare s-ar putea să nu o facem astăzi, vedem cât timp ne ia instalarea. Dacă nu, vine a treia parte în care vom configura tot, după cum am spus. PC-ul face parte dintr-un set de 3, dacă nu reușim să facem totul în două. Absolut tot o să putem controla din Stream Deck, ceea ce face chestia foarte interesantă. Ecosistemul celor de la Elgato este unic pentru streaming, dar na, cu siguranță am o grămadă de persoane care fac streaming pe aici pe canal, care folosesc Elgato. Mamă! Astea sunt panelurile. Super, super, mega slim. Intensitate controlabilă și așa mai departe. Discutăm oricum în partea de configurare. Acum să luăm totul din cutiuță. Aici avem alimentarea și câteva accesorii pentru diferite țări, prize și așa mai departe. Cel mai important, suportul care se prinde de birou. Deci practic îți face treaba cât mai ușoară, nu ai nevoie de trepiede ca să te ocupe spațiul de pe birou și niște suporți foarte, foarte puternici, reglabili ca orice trepied și așa mai departe, o duci până unde e nevoie, înălțimea maximă fiind asta. O să le mai reglăm noi pe urmă, deci nu trebuie să ne stresăm foarte tare. PC-ul va merge înapoi aici și trecem la următoarea chestie, care este brațul pentru microfon. Să vedem cum o să-l aranjăm și pe el. Tot brațul se numește Wave Mic Arm, este un boom arm cu suspensie, arată foarte tare și este la fel de profi și pe partea de montaj. Punem aici așa în partea asta, chiar poate mai în interior puțin. Așa. Și după cum spuneam, în momentul în care vine ăsta pus aici, microfonul se va duce exact unde am eu nevoie de el. Haideți să scoatem și Wave 3-ul, să-l și montăm pe braț. Și aici avem microfonașul. Vine cu standul pentru masă, cu volum pe el, bineînțeles, iar noi ce vom face, vom desface standul pentru că nu-l folosim și o să montăm microfonul pe braț, însă înainte vreau să văd că mai avem niște accesorii pentru el, deci așa avem un pop filter și anti-vibration suspension mount. Deci trebuie practic să-l dăm jos de aici, că nu vine prins cu mountul ăsta. Aici avem niște căblulețe și ceva accesorii. Un șurub pentru mount, dacă vrei să-l montezi pe mounturi mai mari, cum ar fi de exemplu așa ceva. Și acum îl montăm cu tot cu shock mount și să vedem și pop filterul cum o să îl montăm. Gata. Destul de lung încât să ajungă până la PC pe dedesubtul biroului frumos. Foarte bine Elgato. USB Type-C. Conectăm aici în partea din spate și vine frumos, după cum am spus, pe canalul făcut special pentru chestia asta. Și dacă vrem să le ridicăm mai sus, avem și un extension, hopa, care vine conectat aici și înapoi aici și l-ai ridicat și mai sus. Dacă e nevoie să faci chestia asta, deși în cazul de față nu cred că vom avea. Bun, următoarea chestie, Stream Deck-ul, de care sunt foarte, foarte, foarte entuziasmat. De mult am vrut un Stream Deck, chiar dacă nu fac streaming neapărat,
pentru alte comenzi pe care le poți face pe el pentru everyday use, cum ar fi, de exemplu, editing la mine. Să deschizi Premiere-ul, să deschizi știu eu ce, direct din Stream Deck. Îmi place că poți să-ți customizezi tu absolut toate butoanele, toată interfața după cum ar veni. Ha-ha! Bun, deci pe ăsta o să-l instalăm undeva, încă nu știu exact unde. O să-l punem deoparte, dincolo la fel. Așa. Acum, avem o cameră de la Elgato, Facecam se numește. Facecam-ul de la ei este foarte, foarte tare. Low latency, full HD, 60 de FPS-uri. Tot ce am folosit practic astăzi de la Elgato în clipul de azi este făcut expre pentru streaming. Ceea ce înseamnă că asta ar trebui să facă cel mai bine, nu? Un lucru și bun. Cutiuță cu accesorii și aici avem camera. Avem și capcel. Frumos. Prime lens 24 de milimetri. Să vedem cum o să o montăm, dar cu siguranță are și suport, da, bineînțeles, quarter inch pentru trepied sau Gorilla Pod sau pe ce o să o punem noi în momentul în care vom face configurarea. Se poate pune și pe monitor dacă vrei să faci chestia asta, stă și în picioare dacă tu vrei, deci avem opțiuni. Și cele două Cam Link-uri 4K pe care o să le folosim, după cum am spus, o să le conectăm la PC și printr-un cablu HDMI la camerele mele. Să facem stream la cea mai bună calitate posibilă. Eu și răbdarea mea nu avem timp să stăm după cutiuțe. Ăsta este practic Cam Link-ul. Cei ce folosesc treaba asta deja știu. Conectăm HDMI-ul și camera direct aici. Asta vine conectată la PC. Și cam asta este treaba. Noi o să le conectăm aici momentan, dar bineînțeles vor fi în spate cel mai probabil. Luminile nu se controlează de pe ele, oricum le controlăm din soft, din Windows, așa că putem face noi treaba asta. Nu le strângem oricum acum până nu reglez exact poziția, dar să fie fașetele puse și o să le strângem pe urmă. Bun, ca să putem să mergem mai departe, va trebui să punem și monitorul. Așa. Și acum perifericele. Periferice, o să mergem pe ROG. Tastatura este Claymore 2. Ați văzut-o că am discutat despre ea, așa că o să o instalăm în setup-ul ăsta, pentru că vreau să fie perifericele wireless. Și negre, bineînțeles. Ca să na, să fie în trend cu tot setup-ul. N-am pedul, o să-l punem pe partea asta. Momentan. Iar mouse-ul va fi ROG Gladius 3. Ce am uitat să aduc este mousepad. Din păcate, doar pe ăsta l-am de la ROG, pe aici, cu un pic de roșu, nu contează, pentru că se potrivește cu setup-ul. Să punem și cablul la Stream Deck. Așa, acum un timelapse până facem noi tot cable management-ul, pentru că n-are rost să vă țin o oră cât o să-mi am ei sau cine știe. Dă-i drumul la timelapse! Cu butoanele așa necustomizate. Bun, păi, am făcut cable management, am terminat aproape tot, lucrul care mai urmează să-l mai facem acum este să dăm un power, bam, să pornească totul, după care, după cum am spus, vom face toată configurarea softului, văd că luminile s-au aprins, dar asta vom face într-un alt video, data viitoare, în ultima parte a acestei serii cu Elgato, în care o să mai facem și ceva pe perete, cred că frumos. O vedea, încă nu știm, dar cam atât pentru astăzi. Abia aștept să configurăm Stream Deck-ul ăsta, să vedem cât de ușoară îți face viața și pe lângă streaming, dar oricum în principiu despre streaming este vorba. O să testăm microfonul, vom testa luminile, vom testa camera, vom testa absolut tot. Vom instala cel mai probabil și camerele, mirrorless-urile pentru stream. Poate vom face și un stream de test. O să vedem. Însă cam atât a fost pentru astăzi. Link-uri cu fiecare produs în parte veți găsi în descriere ca de obicei. Vă doresc o zi bună și dacă sunteți curioși să vedeți și finalul, dați acolo un subscribe cu click pe clopoțel și ne vedem data viitoare. Avem o problemă și avem o problemă mare. Deci, trebuie să refacem întreg setup-ul pe care l-am făcut aici. Absolut tot. Ce ați văzut până acum în clip? Totul va trebui refăcut din nou, de când am mai făcut un clip în stilul ăsta așa de vlogging. Nu contează, cel de astăzi, clipul de astăzi, îl terminăm în stil mare. Mare! We'll be right back.
Și ăsta este setup-ul. Am modificat tot, am pus 3 monitoare pentru că sunt aici. O chestie pe care o să vreau să o fac în curând e să schimb monitoarele, să iau cu 144 de Hz. Pentru că sunt cu 60, eu sunt obișnuit cu 144 sau 120 măcar și mi se pare foarte laggy. Dar asta vom face probabil altă dată. Urmează a treia parte după asta, asta este a doua, în care vom configura absolut tot. Am configurat noi câte puțin ce am configurat, însă mai este de lucru pentru că sunt foarte complexe treburile astea și pentru ca să poți să faci streaming, e nevoie să și configurezi tot echipamentul ăsta. Sunt curios, într-un comentariu acolo jos să-mi spuneți ce credeți de cum arată toată treaba asta, mai puțin teracota pe care o să o ascundem în ceva, o să-i facem o cutie pentru că e urâtă, dar din păcate nu o pot scoate de aici, așa că na, trebuie să ne descurcăm cu ea aici. Însă astea o să le vedem pe parcurs mai încolo, cam atât pentru astăzi, vă doresc o zi bună și ne vedem în următorul, pa, pa!